Bun găsit, dragul meu prieten, la ediția Pâinea cea de toate zilele. Este o ediție nouă în care urmărim un alt episod din istoria lui Israel care se află tot în Cartea Numerii. Dar înainte ca să spun despre ce episod e vorba, aș vrea să citim împreună un fragment din Evanghelia după Matei, capitolul 7 de la versetul 21 la 23. Citesc nu și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi drace numele Tău și n-am făcut multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine. Întrebarea pe care o pun este alta. Nu se referă la uh, ceea ce poate te aștepta. Întrebarea mea este: aceștia care strigă în ziua judecății, Doamne, Doamne, mint? Sau tot ceea ce spun că au produs, au, au realizat în numele lui Hristos. Este un lucru adevărat. Au făcut minuni, au prorocit, au scos drac și Mântuitorul nu spune mincinoșilor. Da. Dar problema este alta. Ne ocupăm de un personaj. Un personaj de care se leagă unele din cele mai frumoase proiecții ale profeției biblice. În același timp acest personaj este atât de de dublu, atât de controversat, atât de lipsit de integritate, încât mă uimește faptul că Dumnezeu s-a folosit de un om uh, duplicitar ca să-i dea niște revelații uimitoare. Știi care e numele lui? Studiem 3-4 capitole din Cartea Numeri anume studiem istoria acestui personaj, de fapt nu atât istoria lui, cât uh, oglinda în care noi privim și ne putem regăsi în istoria lui. Istoria lui Balam este o istorie la care câțiva profeți apostoli fac aluzie, fac trimitere. Hai să începem cu începutul. Să începem cu versetul 1 din capitolul 22. Citesc. Copiii lui Israel au pornit. Te rog, privește care a fost peregrinarea lor proiectată pe o hartă. Au plecat de la Sinai, au ajuns la Cadeș Barnea, de acolo s-a făcut un scandal inutil când cu cele 12 scoade n-au vrut să intre, bine, înapoi în pustie. Și s-au tot, tot, învârtit în muntele, în jurul muntelui Hor. vezi acolo săgeata aceea roșie, triunghiul roșu, după care au ajuns în sfârșit să se îndrepte spre Canaan. Au ajuns la Edom și acolo au trebuit să ocolească Edomul. Gândește-te numai la ce perspectivă oferea o și un convoi imens de peste două milioane de suflete. Păi dacă ar fi fost niște uh, observatori și sunt convins că amaleciții care erau locuitorii pustiei, erau pe urmele lor, îți dai seama, două milioane, nu or fi toți o ștenie de marcă, dar este mulțime, ăștia te mănâncă, te înghit. Și pentru că Edomul sau locuitorii urmașii lui Esau, Edom, nu le-au dat voie să intre pe teritoriul lor. Le-a fost frică de atâta puhoi de oameni. A trebuit să ocolească, cum spune imaginea respectivă, să ocolească toată țara Edomului, ceea ce a prelungit chinul lor și să ajungă spre Iordan, tocmai într-o zonă vis-a-vis -vis de Ierihon. Spune versetul întâi, copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, adică în Iordania, nu în Israel, în fața Ierihonului. Trebuie să te uiți atent, uite, este o imagine din satelit sau din avion și poți să vezi că Iordanul se varsă în Marea Moartă, se află la o depresiune de vreo 300 și 80-90 de metri sub nivelul mării. E uimitor. Și este o climă mediteraneană extraordinară. Iar zona pe care ai văzut-o tu, punctată într-un cerc mititel, este Câmpia Moabului. Vezi acolo muntele Nebo, muntele Nebo pe care s-a suit s-a suit Moise și a privit toată țara. Ei bine, Câmpia Moabului nu este un petic oarecare este o întindere plată de 155 de km pătrați. Îți dai seama că 2 milioane de oameni puteau ușor să ajungă, să se întindă aici. Spune în fața Ierihonului și te rog, privește o altă viziune, o altă vedere în care poți recunoaște Iordanul, cum vine din Marea Galilei, apoi în spate Mediterana, și se varsă în Marea Moartă. Câmpia Moabului este față în față cu Ierihonul, cetate veche Cananita. Bun. Dacă chiar vrei să ai și o privire, privire, sau o imagine actualizată oarecum, o să vezi cam cum arăta Iordanul în fața câmpiei Moabului și dincolo aflându-se Ierihonul. Cam așa arăta Iordanul aproape de vărsare. Dar gândește-te numai că primăvara apele se revărsau peste maluri. Clima subtropicală a Palestinei, a Israelului de azi, este una dominată de practic două anotimpuri, unul foarte ploios și altul mai uscat. uscat. Și atunci când ploua și se topeau gheț, ghețarii de pe muntele Uh, Sion, muntele Sionului, uh, apele se umflau și ieșeau dincolo de matcă. Bun. Ceea ce vreau să spun că în timp ce două milioane de oameni se așezaseră în câmpia Moabului, cineva urmărea cu sufletul la gură, câtă frunză și iarbă, câtă lăcustă pe câmp. Și versetul 2 ni se spune, ne prezintă acest personaj, Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel a moriților. Amoriții erau un trip cananit. Iar cuvântul Balac, numele lui, îți dai seama, este un nume care se traduce terifiant devastatorul sau uh, iar Cipor uh, numele tatălui său, și că fiul lui Cipor Țipor însemnează păsărică sau pasăre mititică de unde este în uh, forma feminină țipora sau sefora. Sefora însemnează păsărică, păsărică mică. Ei bine, cuvântul spune că el era regele Moabului. Dar ce este Moabul? Cuvântul Moab se traduce prin sămânța tatii sau al, este al tatălui meu. Și pentru că am ajuns în punctul acesta, am nevoie să fac o oarecare explicație. Vrem să știm cine este Moab ca să înțelegem relația dintre Moabiți și Israeliți. Privește tabloul. Terah este un patriarh din Ur, din haldeia și are trei fii, Avraham, Nahor și Haran. Și acum aș vrea să iau pe fiecare văzând care este genealogia descendenții, ca să ajung, să ajung acolo unde ne interesează. Haran, acest uh, fiu, are pe Lot ca fiu. Istoria lui Lot apare în Geneza și este una dramatică el luat, cu, luat de Avram în, în călătoria în exodul lui către țara făgăduită, la un moment dat ajunge în conflicte din cauza nevestei și a bogăției și gelos cumva pe succesul lui Avram și la îndemnul soției se desparte de unchiul său Avram. Iar rezultatul este că alegând câmpia Sodomei, se apropie în tot mai mult de cetate, găsește că sunt privilegii nemaipomenite ale civilizației Sodomei, comerț, mă rog, distracții, festivaluri, se mută în, în Sodoma suficient de mult ca toți copiii lui să fie virusați. Iar atunci când îngerul îl scoate cu sila, o pierde pe nevasta a cărei inimă rămăsese în cetate în Sodoma, iar cele două fete nemăritate pe care le luase cu sine, deși erau neatinse de bărbat, mintea lor fusese total virusată și zicând la un moment dat, păi, dacă noi suntem singure și aici nu avem bărbat, hai să ne culcăm cu tata și să avem progenituri. Iar Moab și Amon sunt, sunt, fii, sunt fetele pardon, fetele lui Lot uh, nasc pe Moab și pe Amon. Uh, sunt toate din incestului și moabiții și amoniții sunt rezultatul incestului. Hai să urmăm acum pe Nahor. Nahor a avut ca fiu pe Betuel și a mai avut încă șapte, dar numele lor nu contează. Iar Betuel are două fete. De data asta le știm numele. Este Rebecca, uh, am greșit, nu două fete, doi copii, pe Rebecca și pe fiul fratele ei, fiul său lui Betuel, numit Laban. Avram, la rândul său, are din greșeală pe Ismail și prin credință, prin Sara, îl are pe Isaac. Acum, Isaac și Rebecca, căsătorindu-se, au și ei doi fii, pe Esau, zis și Edom, care se numează Roșu, pentru că era, era Roșcovan, și pe Iacov. La rândul său, Laban are două fete, pe și Rahela. Iar Iacov, căsătorindu-se, din păcate, cu amândouă, de aici s-au născut cei 12 patriarhi. Ei bine, ce urmează acum? E tabloul sinoptic. Din Ismael, se conturează un popor, un trib de ismailiți, care vor fi arabi de azi. Din Esau, care e fratele lui Iacov, sunt edomiții care se cotopesc cu ismailiții. Din cei 12 patriarhi sunt israeliții, uite-te, moabiții din Moab și amoniții din Amon. Îți dai seama că toți sunt rude. Toți sunt verișori. Unii de grad mai apropiat, alții de grad mai distant. Doar să dai seama că problema care se va naște de aici nu este decât o, un malentendu, o neînțelegere. Și despre neînțelegerea aceasta care se datorează uitării rădăcinii comune apar atâtea necasuri. Privește din nou țara Moabului. Moabul este în partea dreaptă și anume are o capitală Moabul la Dibon, iar mai sus este Hezbonul care a fost a Moabului, dar a fost cucerit decât de către cananiți. Observă acolo câmpia Moabului și vis-a-vis -vis de câmpia Moabului se află Ierihonul, ai și Ierusalimul și Hebron. Ei bine, țara Moabului practic se întinde prea puțin într-un loc de șes sau cultivabil, este o, o zonă muntoasă, este în Iordania de astăzi. Iar cum ai citit, munții Iordaniei se ridică la vreo 710 metri față de nivelul față de nivelul mării. Nu, ba da, față de nivelul mării, dar față de nivelul depresiunii Sodomei sau a mării moarte, este vreo 1100. Îți dai seama că este dacă privești de jos, de la, din căpia Moabului, vezi niște munți, munți semnificativ mari. Vorbeam despre Dibon, capitala Iordaniei sau capitala Moabului. S-au făcut niște săpături în 1868 și s-a descoperit așezarea cetății. Sunt lucruri foarte interesante pe care arheologia biblică ne le scoate la lumină. Bun, facem un pas mai departe. În 1868 s-a descoperit în Dibon așa numită piatră moabită sau stela lui Meșa. Trebuie să spun cine este Meșa. Mesha a fost un rege moabit care în 840 a cucerit sau a subjugat uh, regatul uh, lui Omri. Omri este un rege mă rog evreu și pe această piatră că aici este partea interesantă apare un rând și anume pe rândul acela care este marcat și în imaginea mare a stelei mobite și în extrasul mic apar cuvintele Balac fiul lui Sipor. Interesant, deci Balac este confirmat de istorie nu că a trăit atunci, ci pentru că este un strămoș, un ancestru din care Meșa își trage sângele. Și spune că Balac a văzut tot ce făcuse Israel a moriților. Dar te întreb, ce a făcut, ce a văzut? e, eh, privește-te, rog, harta. În coasta Moabului erau cananiții uh, avându-l rege pe Sihon, cu capitala la Hezbon. Iar în nord, spre lacul Galilei, era un alt uh, cuceritor, un alt cananit, care se numește Og, în teritoriul Basan, și capitala la Erdei. Imaginează-ți că acești amoriți erau atât de tari, încât în decursul câtorva ani au cucerit jumătate din Moab și Moabiții erau vasali lui Sihon și lui Og. Interesant este că Israel a cucerit teritoriile lui Sihon și Og, dar nu pentru că au avut un instinct de cuceritor sau de imperialiști. Citește ce scrie în Deuteronom 2 cu 26, am trimis soli la Sihon, împăratul Hezbonului, cu vorbe de pace. Am trimis să-i spună, lasă-mă să trec prin țara ta, voi ține drumul mare, fără să mă bat nici la dreapta, nici la stânga. Să-mi vinzi pe preț de argint hrana pe care o voi mânca și să-mi dai cu preț de argint apa pe care voi bea. Nu voi face altceva decât să trec cu piciorul. Și acum să vezi, dar Sihon n-a vrut să ne lase să trecem pe la el. Și ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva noastră. Și Domnul Dumnezeul nostru ne l-a dat în mâini și l-a bătut. E atât de frumos versetul acesta care aruncă lumină cu privire la, la felul în care Israel a cucerit Canaanul. Niciodată n-a fost primul care a spus moarte lor. Și cel care a oferit pace, probabil că în alte situații a fost și altfel, dar atitudinea fundamentală este aceea de negociere. Și în capitolul anterior din numărul 21, ni se spune că a început răzbelul sau războiul. Și îți dai seama că în câteva luni, Moab privește ce se întâmplă în jur și observă că cei care erau mai tari ca el, deodată, sunt nimiciți. În timpul acesta oștirea pleacă, însă tabăra rămâne în câmpia Moabului. Iar el primește vești, Balac, uite ce s-a întâmplat, uite ce au făcut, vai de noi. Privește te rog harta din nou. Tabăra a rămas în câmpia Moabului, iar Israelul cucerește pe bate pe Sihon și le cucerește cetatea Hezbon și bate pe uh, Og, trebuie să știi câteva lucruri despre ei. Ăsta e Sihon și aici este, sunt ruinele cetății Hezbon. S-au scos la ivială și e impresionant să vezi exact zonele. Iar acesta este Og, iar în bătălea de la Reidei, Dumnezeu și-a arătat puterea intervenind chiar supranatural. Apropo, știai că og acesta are o, un renume fabulos, fantastic. În Deuteronom 3 cu 11 scrie Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul refaimiților. Și cine sunt refaimiții? Uriașii. Patul lui, un pat de fier, are lungimea de 9 coți, un cot era 50-52 de centimetri, adică 4 metri și jumătate și lățimea de 4 cozi de 2 metri. Păi domnule, omul ăsta era un, e un, uriaș adevărat. Apropo de uriaș. Și să mă, când Balac vede ce se întâmplă, îi a bătut pe toți. Înțeleg de ce spune versetul 3 și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr l-a bucat groaza în fața copiilor lui Israel. E dur. Și imaginează-ți ce gândește Balac și ce discută în sfatul lui. Mă, cine să știa? Domnule, un popor de pedestraș, de oameni care s-au târât prin pustie, care sunt fără țară, îți dai seama, fără glorie militară, fără antrenamente, ăștia erau oșteni, au, au, făcut, dar invincibil. Noi suntem ca niște, un cop, ca un copil nenarbat în fața lor. E dezastru. Dacă ar fi să compar cu evenimentele istoriei știu, medievale, doar mongolii s-au manifestat în această, știu, detentă, în această amploare. Și aș vrea să spun câteva cuvinte despre mongoli, pentru că, mă rog, facem incursiuni și în cultură. Mongolii au pornit în 1219 să cucerească Asia. Au supus China, au evitat să intre în India, dar au cucerit cetate după cetate, regat după regat, pe oriunde mergeau, spune că lăsau, nu lăsau morți, lăsau piramide de capete. La Samarkand, de exemplu, pe care au cetate pe care au cucerit-o au creat un, o piramidă de nu știu câte zeci de mii de capete capetele celor care i s-au împotrivit lui Genghis Khan după Genghis a venit Ogodai Ogodai era fiul lui și în anii 1236 până în 40 au cucerit, au bătut pe cnejii ruși, au luat Polonia și apoi în loc să meargă spre Germania s-au întors în Ungaria și interesant în România în 1241 am vorbit cu un sas din Ardeal și spunea noi doar fusesem colonizați în Ardeal în 1146 când a fost colonizat și în 1241 deja au venit mongolii și în urma acestei devastări teribile am hotărât să creăm cetățile săsești, cetățile biserică, biserici fortificate. Și dacă noi avem un Ardeal aceste cetăți, peste tot unde au fost așezăminte de sași, e datorită mongolilor care, a doua oară când au venit, nu au mai prădat atât de mult pentru că erau ocrotiți. Bun, las pe mongol la o parte, suntem cu balac, care măsoară cu pașii terasa lui, privind spre, cu groază spre Israel și spune, ăștia mă mănâncă. Dar chiar au uitat Moab, pentru că avea ei scoade. Cum s-au purtat evreii cu Edom? Când edomiții au spus, nu te primim, i-au ocolit că erau rude și edomiții și moabiții sunt tot rude. Dacă ar fi notat faptul că sunt totuși rude o altă ar fi fost alegerea. Sau altul ar fi decurs istoria. Am aici o imagine. Cei doi seamănă între ei? Ia, privește atent. Unul e un american, John Walker Lind, iar altul este un taliban. Ei bine, află că atunci când au intrat americanii, trupele americane în Afganistan, au găsit luptând printre cei care erau știu, taliban, unul care avea față albă. Istoria acestui eh, american devenit talibane uluitoare. Băiatul acesta a crescut într-o familie cu părinți eh, culți. Și mama și tata aveau școli înalte, dar aveau o metoda nouă de, de a crește copiii. Are voie orice, are... îi se dă voie și pentru că copilul a avut tot ce a vrut. A început să fie un domnișor la școală în clasa a întâia. Nu i-a plecat de profesoră, nu i-a plăcut că era grasă. L-au mutat după două luni. Nu i-a plăcut de-a doua că era slabă. L-au mutat din nou. Nu i-a plăcut, plăcut în a treia clasă de-a întâi la altă școală, pentru că, știu eu, femeia vorbea mult. Și în cele din urmă ratează școala, face o școală specială. Auzi? Liceu de arte libere adică de dans, se califică în dans, până când îl întâlnesc musulmanii. Și băiatul care avea nevoie de ordine, de disciplină pe care nu o găsise în casă, se lipește de ei. Pleacă în Iemen, studieze Coranul, învață Araba și se identifică cu cauza talibanilor. Omul e prins până la urmă. Au uitat cine este. Au uitat că luptă împotriva fraților lui. Ce se poate întâmpla să-ți ți se șteargă identitatea. Probabil și Moab, care se trăgea din lot, ar fi putut să-și amitească ca au peterah, străbun comun. Dar dacă te unești cu talibanii, cu cananiții, îți pierzi identitatea. Iar rezultatul este că Moab devine un vrăjmaș al lui Israel. Păcat. S-ar putea și noi să avem dușmani Amintește-ți însă că toți, toți, chiar și acești dușmani, toți ne tragem din o mamă comună, nevasta lui Noie. Așa că suntem rude. Și eu cred că am putea foarte ușor să rezolvăm multe tensiuni dacă am stat la masa negocierilor cu vulnerabilitate. Și atunci când ești deschis, când ești dispus să îl înțelegi pe aproapele și să -l lași de la tine din pretențiile tale nejustificate, s-ar face mai ușor pace. Regretabil, Moab a ratat ocazia și a ajuns să fie trecut eu printr-o foaie neagră a istoriei. Dar despre asta, data viitoare, reține, fi deschis față de semeni, că sunt rudele tale de departe. Numai bine!